Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, scritorul și jurnalistul Ion Cristoiu. Bună seara! Bună seara! De ce da, nu mai zic nimic. Ba da, hai! Ce, ce -ți să -ți uh, O să rădeți. Nenorocerea este că drum... uh, Nu, e ce? foarte important. Yeah. E o mare problemă pentru mine că uh. mașina vine prea repede. Timp! Cum vine prea repede? Eu citesc în mașină. A, și nu aveți timp să citiți, să vă da, documentați. Da, adică dacă ar Se fi vede. o, dacă Se ar fi o oră... Nu, Se nu! Ați să aveți timp să citiți. Eu citesc cărți, în mașină am, din ălea, cu mine. Băi, nu vreți ăla. să faceți naveta la Sinaia, <laughs> să aveți timp să citiți? Da, vorbesc, da, da. Nu, dar vorbesc serios. Este, nu e foarte important, că, Mare să înțelegeți, este singurul... Cum adică nu înțeleg? Iar a zis că nu Numai înțeleg. Nu am această boală de profesor Așa. La tată. Este... În general nu, nu mai pot permite să citesc, că mi se pare pierdere de timp dacă nu citesc pentru mm -hmm. ceva. Și atunci în mașină oricum nu am ce face. Și facem. ajunge prea repede. În seara asta, da. Dar apropo, nu v-ați gândit totuși să faceți o conferință? Conferința, conferința lui Ion Cristoiu? Nu. De ce? Și care e afacerea? Ce câștigă? Nu, câștigați niște bani. Adică cei care participă trebuie să vină cu... să cotizeze. Ce Și ce ce-ți fac cu bani? Teama mare, este. Să nu mai chemăm, că nu îmi ce ban... timp, Cum ce să faceți cu banii? Îmi de păi îmi dă vă... timp. N-am timp. Văd. Timp. Cumpărați timp. No, știu, Cumpărați cum. mai... Nu știu, n-am. Cumpărați apărători mai... Aveți o viață, adică puteți să faceți o conferință, începeți de la scânteia. Eu vorbesc serios. La scânteia tineretului până asta. Și cum a evoluat presa, cum a fost... Ce, cum trebuia să scrieți înainte de 89? Nu trebuie să am o problemă pe telespectatori. Yeah de toată viața mă... Și spun eu și nu-i foarte important. Am descoperit că dimineața lucrez, da? Da. Și în consecință am coborât... până la 12, așa? păi știu, ora de scolare la 8 și sunt tot timpul bea de oboseală. Dimineața? Da, cum? Adică... Treziți-vă la 10. Nu vreau, nu... Și până da. mor la 8. No, primul subiect o să vedeți. Știți care? subiectul se cheamă șoșoacă. Nu, nu e de râs. Acolo e mare diversitate. Nu, pe cuvântul meu, donoare, stați o secundă. Deci, Silvestru Șoșoacă a fost reclamat la poliție, la miliție, de doamna Diana Șoșoacă, da? Soția lui. Soția lui, da, încă soția lui, da? Sunt în divorț și așa mai departe. Păi și milițienii i-au pus brățara la picior. Din punct de vedere, e o aberație. P Tocmai de nimeni nu spune nimic, pentru că e un scandal, și-o nu că spală rufele în public. Cred că s-au rezolvat două lucruri. N nu s-au rezolvat, da, ce? Nu. e o diversiune. Așa. În, 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 în principal, poliția poate să vorbească în sfârșit despre brățară. Așa, că nu vorbea, Dacă spuneați, nu trebuie întreba nimeni. Nu, dar și nu l -a l -a să ne ducea nimeni. Brățară, nu, dar... nu. Trebuie să vină unul să se prezinte. Ce om venea la televizor spune, până mi-a pus o nevastă mea. Da. Și doi e aici o afacere cu ea să o... Să o scadă în sondaje. Nu să o scadă. S -o, s o crească. Crește. Dom'le, dar eu vor... Pe mine mă interesează ideea de drepturi și libertăți nu individuale. Nu drept. Iar începem. Deja m-am plictisit. Vă deranjez? Care drepturi și care libertăți? Păi asta spun. Deci, soția s-a dus și l-a reclamat la da. miliție, da? da? Și un milițian de da. la secția de miliție l-a chemat și a pus că da. Da -o că nu-l dacă... Poftim? Mare, știu că dacă se duce o femeie și se păi pune ceva, nu are loc la ea. Nu mai vorbesc despre faptul că sunt atât de multe femei abuzate și unele chiar au fost omorâte, da? Nu, 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 asta, du-te tu, cu păi tu ești vedetă, du-te ca cetățean la asta secția de miliție, da. aia mănâncă ceapă. Bun, dar cum adică te cheamă uh, miliția și spune uh, asta brățare la picior? Pentru că te-a acuzat fost asoție. Dar și el cum de accepta și el? Păi ce, era sa... păi ce, să, să facă? Marius, eu o, o piesă de teatru. Bine. E? Nu, păi stai că trebuie să dezlușim. Și el în piesă. Păi nu cred... Să fie în piesă să spună aia la picior... s-a dus la televizor cu ea. S-a dus la televizor, e adevărat. Păi și ziceți că e în piesă. Eu nu cred că e în piesă. E în piesă. Există aici o mare și interes. mie mi se pare inadmisibil miliția cu atâta ușurință să spună o brățară la picior pentru mm. că ți-a reclamat... Nu, era este inadmisibil faptul că deja se vor folosi instituțiile, așa zise, ale statului de drept Așa. pentru tot felul de... Aici e clar că la șoșoacă se lucrează la păstrarea și la amplificarea pomparea, pomparea ei pentru ca să poată să ia de la aur, nu să ia de la aur, să să justifice furtul de la aur. Nu ca deci, lua pe bune. Mare, putem, dacă vrei punem o axiomă acestor discuții până se termină alegerea din anul ăsta. Diversiunile nu sunt pentru a modifica votul, ci pentru a justifica furăciunea, da? Desigur, asta... va fi furăciunea. Da, nu, dar asta e nouă. Asta... Păi nu, deci... Da, nu, lumea spune așa, bă, s-a pus la cale o diversiune, da? Ca să o crească pe șoșoacă da, să de la aur. Nu, s-a pus la... Ca că... să acopere furtul. Da, și la un moment dat, că noi ne vom întreba, bă, dar cum de ăla care avea... În sondaj atâta numare, băi, au... E, băi, do, băi. A fost scandalul și așa mai departe. A crescut? Nu, nu, a crescut și așa mai E adevărat. Bă. Bun, hai să vorbim de Iohannis. Ieri a făcut o declarație care a luat prin surprindere pe toată lumea. A întrebat la conferința de presă cu Charles Michel, Charles Michel cum îl cheamă pe ăla, niciodată nu știu să-i pronunț numele, a zis, domnule, sunt în cursă. Adică nici vorbă să ies din cursă, nu mă retrag, ci în continuare am șanse rezonabile. Poftim? Nu, este... Un, 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 și teroriștii e o enigmă mai mică decât e. Nu înțeleg, chiar că nu, orice... Cu eș adică orice explicație, cu excepția uneia pe care ni și tu o să o refuzi și și eu o refuzi, că de face de-al dracului. Pur și simplu, sau ce? Da, în interes personal. Altfel nu există niciun înțeles. Nu. Nu există nicio explicație. Mă că hai să luăm președinții României, da? Da. Niciunul din ei, o luăm la rece, da? Deci noi avem patru președinți până acum, dintre care ultimul a fost Claus Ioan, cel mai slab. N-a făcut nimic, bun. Nici când a terminat Iliescu, nici când a terminat Constantinescu, nici când a terminat. Băsescu nu s-a vorbit că va pleca șef. Nu s-a vorbit. Nu. La ora ăsta el are, își poate trece pe cartea de vizită, dacă e observat, el vrea, el a fost în cărți la NATO, nu înțeles? Mm -hmm. A fost în cărți, el chiar este primul președinte al României care e în cărți. Adică, cred că asta e și scopul lui. Ca, adică să-și treacă în CV candidat la funcția de secretar general NATO. Da, și chiar cu șanse. Unde? Care șanse? Uite-te. Care șanse? Nu stați o secundă. Nu cu șanse. Știți că eu sunt un mare fan al jurnalului video, ale lui Ion Cristoiu. pe nu, aveți răbdare. De la Ion Cristoiu întotdeauna aveți ceva. O perspectivă nouă. Plus că e pastila de istorie, am învățat și eu acum despre Ivan cel Groaznic, care de fapt nu era cel Groaznic, nu e, e nu. pentru occidentali, o să vorbim. Teribil. Dar, Teribil în eben, analiza frumos. pe care o făcea, spuneați următorul lucru, plecând de la declarația lui Ciolacu. Domne, că nu e nimeni, nu e nimeni împotriva lui Iohannis. Nu ai să fim serioși. Ciolacu a zis. Da, pe Ciolacu a zis, da. Stați o secundă. Pe 90% sunt pentru rute, adică sunt împotriva lui Iohannis. Cum adică nu sunt împotriva lui Iohannis? Eu când am zis, nu e fost atenționat, am zis ce zice el. Da, asta spuneam. Cu șanse. Da. Ce zice, noi... A, ce zice Iohannis. Da. da, da. A, deci... Conform declarației de, lui. Nu, dar hai să vedem. Deci, în primul rând, că e clar că are și el o presă condusă de pahonțul. N-am nicio îndoială, că văd. În cazul de față, este un lucru clar. Adică avem apropo de șansele lui. Lasă la o parte, hai să luăm ipotezele conspirațiile din spațiul public. Domnule, l-au pus, hai să o luăm prima, l-au pus americanii că nu mai vor părute. Bun, sunt de acord. Normal ar fi fost, dacă era așa, normal ar fi fost ca, după ce s-a anunțat el public, am, noi am mai discutat o altă bizarerie, să fie o tăcere până acum. Și în secret să... Nu a venit ambasadoarea Statelor Unite și la Și care a reafirmat acum două zile, nu ai cum să mai dai înapoi. Astăzi au venit și italienii. Păi nu, deci n-ai cum să dai înapoi, este mai ales că e reafirmat. Nu, e, e, ceva, nu numai că nu pot să înțeleg, dar e ceva uh, care te lasă perplex. El vine și își anunță candidatura. Rute n-a da. făcut asta. Nu. Rute a fost nominalizat cu ghilimele de rigoare, de americani, de uh, englezi. De german, și așa mai departe. El este primul candidat, să-i spunem cu ghilimele, care face o conferință de presă în care da. spune că și-a depus. Dacă nu făcea poporul de șerbi, știa că e candidat? Nu știa. E, a, și atunci a, a fost prima acțiune. Bine după... nu, ne întoarcem la, la te ipotezăm. Hai să o discutăm. Așa. Da? Deci el vrea să cu aprobare. Din asta, probabil, a zis, vreau și eu ceva, dar vreau să. Trec pe cartea mea de vise candidat. Ții minte la prezidențiale cât și-au trecut pe cartea de vizită candidat? Candidat, da, corect, da. Era... Bun, deci vreau să se spună în România, încă o dată, în premieră, dacă și alt președinte ar fi, dacă cineva dintre președinți ar fi fost secretar general, nu, e prima dată când în România se discută cu o seriozită. Și un șef de stat. Nu, nu e... eu Da, nu. cu seriozitate, toate da, televiziunile seriozitate. adică nimeni nu zice. despre asta, în fiecare zi apare o declarație, Mă că comentată. nimeni nu zice, o întrebare de bun simț, dar de ce, ce a făcut el ca să fie șef? Asta e ceva, ajungem acolo. Păi, nu, nu, eu nu asta da, zis. toată lumea zice, băi, ăsta o ține Gaia Mațu, în ciuda tuturor evidențelor, care arată că nu are nicio șansă. Păi nu, el nu, el nu are, nu urmărește să aibă șanse. Păi da, da, toată lumea comentează și ea în serios asta. Păi, păi, eu ce... După ce acum două zile, exact ceea ce spuneați, ambasadoarea Statelor Unite la NATO a venit și a zis că nu, noi îl susținem părute prietenul nostru, Iohannis, normal că e prietenul americanilor, el vine la o zi după asta și spune, nu mă retrag din cursă și am șanse în continuare și nu știu, adică... poți face fac o comparație de da. tip Caragiale, că el era în că făcea multe bucuri. Hai să faci... Noi până la care următoarea șmecherie, nu? Da? Așa. Eu mă autopropun șef la CNN. Mă, țin o cuvântare, vin aici cu tare, nu. da? Și de CNN dat... la Antena 3. Nu, mă, nu, ascultă. Eu spun. La aia. A, la aia americană. Bun. Da. Și deodată în România se discută, bă, are șanse sau nu are șanse, Deci ar și nu urmări pe ne nebun. După, și eu pot să spun că am fost în cărți, am fost... A, da? Păi am fost în cine? cărți. Bă, da. Și nu și că e, nu, și că este aranjată mm. și pe plan intern, da. avem următorul, că avem declarații aberante al lui Ciolacu că dacă noi am avea, dacă PSD-ul era în Dar ce La... Nu aveți voie să-l atacați pe acela. De ce? Păi nu atac, empampar. am spus că e Că de ce? Glumeam! Nu, 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 SNL, nu. eu, am vrut să arăt... V-am blocat cu asta, am Așa. găsit... Amândoi. Da, bun, dar pe, păi pe celălalt cu ce l-a apucat? Să Domne, pe celălalt cu ce l-a apucat? Vă păi face eu. face și el parte din piesa candidat. Nu? Hai să cădem de acord în această emisiune. La că e o piesă. Nu, încerc o explicație. Singura explicație este faptul Că el vrea să arate, că pe deosebire de toți președinții, premierii din A de fost până candidat acum, la NATO. Nu, e în cărți pentru a, tot. Ai în cărți. Este toată Europa, îi vrea un loc, da? Mm. Și atunci, ca să se realizeze asta, când a dat, este. Dacă eu mă autopropun, pentru asta tu trebuie să faci o emisiune, da? Și chiar să fii serios, să spui, bă, absolut. Și să fac și plan, da? Când tu, normal, ar fi să zici, domnule, las-o, treabă, la da. mărcuța, da? În plus, după asta se apară... Mărcuța, da. Nu, se apară declarația... Nu, se apară declarația mea. Domnule lucrez cu eu în Cristoiu de 30 de ani de zile, prima... Are anul. șanse. Are șanse, e, <laughs> că, are șanse să fie, <laughs> are atâta experiență în presă, nu, după viață... Și după asta în... vine cineva și spune, domnule trebuie să fie la CNN și unul din Est. Da, numai, numai în, în da, nu mai nu mai în America, da, nu se poate. Da, da, bun. Că e post. E... Bun, am, să vedem cum se aranjează. Așa. În primul rând, are atunci toate, toate bizareriile ar. Nu mai sunt. au o explicare. Capătă sens. Dacă el nu anunța public că. Deci, el dacă voia neapărat. Dar nu e vorba numai de anunțul public. Vedeți că piesa a început ceva mai devreme. Că era domnișoara de, de la Bloomberg care a dat prima chestie asta. Deci nu un întâmplător a dat. Nu, făcea parte din, din, din joc. Da. Da. Nu, hai, să, hai să ne da. lămurim. Deci noi avem prima mare ciudăție, ne ai spus-o tu. Nu se anunță public, da? Presupunând că el voia să ajungă și știa că ajunge, făcea o chestiune disc, Așa este, discretă. Și începeau, nu știu, ăștia, unele țări, îl sprijineau. Venea o cățofană la Cotroceni, la conferința de presă. Punea o și, întrebare. Așa, e adevărat că, țin, că sunteți în cărți cu m -m -da. Putea să dea un răspuns. Da. Nu neapărat, echivoc. Nu, nu dar putea să spună, da. da uh -huh. Faptul că el s-a anunțat public este să ne arate nouă, nu. Anunțul lui, de el nu m-am cu mine, anunțul lui este dublat de o diversiune în România. Totală. Pentru că dacă eu aș propune, eu m-aș autopropune, alți oameni normali, eu aș zice și tu, bă. Ne întoarcem la ce spuneați mai devreme, presa lui Pahonțu. Da. Care cumva este aceeași presă ca și presa de partid, ca presa de partid și, aia, și aia, da. de stat. Păi nu, toate aceste bizareri, toate aceste lucruri de care vorbim, au fost susținute de presa lui Pahonțu, dacă vreți. Păi da, în loc așa... să se întrebe, ca cum ne întrebăm noi aici, Dum, ce candidatură, de unde, până unde, Dar i au ce? preluat chestia. Și au spus că are șanse, că uh, Bogdan Chiriac are 80% șanse. Dar numai asta nu uita că a fost și la Consiliu de fiecare dată. Nu, s-a stabilit... Nu asta s-a întâmplat, presa asta a făcut. Diversiunea era în felul următor. Spre de toți președinții de până acum, avem de a face cu o mare personalitate în România, Da care toată lumea din Occident vrea să-i dea un post. nu uita că a fost și la Consiliul mai Președinte Consiliul European, adică, și așa mai departe. Dar nimeni nu zice, păi de, de ce să-i se dea? Păi uite, acum vin eu, va trebui, Ana, fi atentă, ține ușa, că s-ar putea să plece. Eu zic că, în loc de rute, mai bine e el. e cea mai mare prostie, care e o dar Noroc că știu că nu e de lupă honț. Cheamă tu liftul. Păi de ce, domne, De nu. nu, nenorocitul ăla de rute nu. cu ghilmea de rigoare? Hai să terminăm. Că cu... e dușmanul României. Da, am auzit povestea asta și cât ce bine face. Nu, hai să ne mă vedeți la... în stare să-l susțin da, pe Ioanis, hai le... nu? hai să ne întoarcem la, cealaltă, vorba, la așa. diversiune. Da? Așa. Că mm. e o diversiune, este faptul că nimeni n-a zis ce, ce se cu Ioanis? Ce treabă are el cu vreo funcție? Adică cel, hai să o luăm așa la rece. La păi rece. ce ce califică, vă întreb eu. Nu, păi nimic. Părut îl califică. Pentru că la NATO este, nu ești, ești, pe o persoană fizică și se presupune o mare, în primul rând, o vehiculare pe acolo. El nu-i ca rute. E din provincie. Când vine, vine cu slana și cu ceapa la, acolo la Consiliul Uniunii și mănâncă și el săracul din tăgăță, că e al nostru. Hai să fim serioși, nu e rute. Rute a fost acum în China. Ai observat? De puțină Dar luna... de ce să fie mai bun rută, domnule? Eu merg pe Iohannis. Ai, nu, eu spun, eu spun încă o dată. Prin... Nu, hai, mari, hai, să ne întoarcem la... Vă ascult. La aceste funcții nu e reprezentată țara. Dacă ajunge secretar general NATO... Ci pe persoană fizică. Bun. Care este... Prin ce este el măcar egal cu rute ca personalitate internațională? Este nu nimic. Nu înseamnă nimic. În afară de noi, nu știe nimic de Iohannis. Adică ce are el? E titulescu, titulescu da, e mare diplomat, până acum a umblat pe toată planetă. A dat sprijin total Ucrainei. Păi de ce nu el a dat? nu i-am dat. România? Păi de, da, dar nu da, el. Da, el era președinte. Era, e președinte. O fi... Da, dar nu el a dat sprijin din banii, din banișor. Asta este cea mai mare prostie a lui Rares Bogdan. Că uh, sub conducerea lui România a dat. Și nu e adevărat ce sub conducerea lui, Ciulacu că dacă nu voia premierul sau... E adevărat. Dar Rute a făcut ceva pentru Ucraina? Nu, pentru că nu asta contează. Dar ce contează? Contează la el? Eu spun la el. Deci, unul, hai să fie. contează, nu știu, învârtirea aia în cercurile. Ești, mm -hmm. ești într-un club. Noi nu suntem nici Johannes, da? Doi, hai să luăm, hai să luăm și o altă caracteristică. Cum ai zis tu? Cel argumentat. Ce argument? Bă, este un tip extraordinar în România. Ca președinte, a schimbat România. Ești de acord? Mm. Și zic că bă, dacă în România a făcut. Știți că uh, mi-a plăcut, am citit, citeam eu uneori, zice, firma Renault are probleme nu știu ce cu profitul și aduce un manager, da? Adică, n să zic așa. Bă, noi avem probleme cu. Nu, nu, total de acord cu dumneavoastră și cu analiza dumneavoastră. Dar. Pentru că amândoi știm bine ce a făcut Iohannis în 10 ani în România. Nimic. Nimic, adică nici măcar ăsta nu e argumentul, Bun. că a făcut ceva Bun. în Bun. Și atunci eu vă întreb. L-am întrebat și pe Victor Ponta. Vă întreb și pentru dumneavoastră. Nu m-am mulțumit ră răspunsul lui Victor. Noi știind ceea ce s-a întâmplat în acești 10 ani în România și că el a ajuns la cea mai scăzută cotă de încredere, cum nici măcar Băsescu, da? în două mandate n-a ajuns, la final de mandat. Și atunci, de ce atât de mulți lideri internaționali vorbesc de bine despre el? Inclusiv ambasadoarea Statelor Unite la NATO, ăsta Charles Michel care a venit vorbește despre el, inclusiv Rute, toți vorbesc de ce? Pe păi cine se raportează la România? Păi se raportează e la președintele României. Nu, pe ei nu interesează. Pe ei interesează. Nu, de ce atâtea elogii la adresa că lui Iohannis? e cea mai bună slugă. A. Păi cum e, e un vizionar? Stai puțin. Un birjar poate fi prost sau bun. Ăsta este un birjar foarte bun. Vizitiu, conduce ca trăsura, cu tare, cu tare, ține hățul, ține calul, ține frâul. E foarte bun. De ce n-ar fi? Adică ce, ce ne-ar deranja? A, dacă ar fi ca Orban, ar deranja. Bine, nu, răspunsul a fost pentru că e cea mai bună slugă. Da. E un om de treabă și în sensul. Ăsta, doi Maruscu, hai să altă chestiune. Să nu să. Uh, hai să luăm limbajul diplomatic. Cine știe minim limbajul diplomatic va vedea că declarația ambasadoarei SUA la NATO este egală cu dute în mâta. Că zice, e prieten adevărat sună ce vrei să nu, spun. spune că e rute, adică la revedere, Iohannis, și, da. după aia și după aia îl mângâie pe crește, e prietenul fost, Americii. ce am zis eu la unul jurnalist? Ai fost, poate, ai fost la mol, dar nu zice aia să aveți o zi bună? Ba da. Spui, <laughs> e una genială, Aura Țițirică, o știți, da? Da. Apropo de corporatiști ăștia și nu știu ce... Uh, i-a spart cineva o mașină, i-a spart mașina și a furat. Și la venit aia să constate, dar nu era miliția neapărat sau miliția de timp, nu știu ce firmă a venit și la sfârșit, după ce au făcut constatarea, și că vă dorim în continuare o zi bună. O zi bună în continuare. Băi, pe tocmai mi-a spart mașina, mi-a furat actele, mi-a furat tot. Bun, alt argument. Argument în ce sens? În sensul că... Nu, nu, Păi nu avem așa... Nu, eu vorbesc de în sensul că nu are ce să caute, da. că Deci, unul. Nu e vorba că n-a făcut nimic pentru România, pentru interesul național. Că nu a făcut nimic, nimic. Deci dacă, dacă, la NATO va conta, contează foarte mult acolo, personalitatea internațională. Nu are. Hai să nu că au venit ăla și a zis ambasadoarea no. Americii că mai de treabă. Că, ei sunt politicoși, să știți că diplomații și când te duci și râgăi acolo, zice, ceva. Nu, aveți... și când îți ia gâtul da, sunt diplomat. Da, sunt diplomați, cum a zis. Da. urăm cele bune, da? mai bine, să <laughs> Dar da, a zis prima dată că nu vrea părute, da? Adică îl vrea părut. Mm. Deci, de, după asta, poate să fie și următoarea chestiune. Bă, noi avem... Deci, acolo trebuie să fie și un bun manager, da? Bun. Deci, nu putem spune că nu a negociat. Dacă el ar fi fost trimis de Uniunea Europeană să negocieze diferite conflicte, poate s-a afirmat ca diplomat. Mm. El nu e de meserie diplomat. Nu e nici măcar joană. Joana... Nu, mi e teamă că aveți dreptate și că el a candidat ca să-și treacă în CV... Candidat nu. La nu, și ajungem la încă la o chestiune. Da. Managementul României a fost dezastruos, n-a făcut nimic. Adică, de ce să-l iau eu, să-l iau de aici, unde n-a făcut nimic, să-l duc la NATO, unde nu va face nimic? Dar, repet, cea mai bună teoria mea este argumentat, argumentată fundamental da. prin acea chestie bizară a lui, da? Da. De a anunța, da? Da. În momentul în care el a anunțat. Și repet, dacă voia pe bune, făcea discret, dar nu avea impactul ăsta. Și atunci la... se explică faptul că el a făcut acea conferință de presă ca să aibă impact. Eu sunt candidat, candidez, declarația de ieri vine tot în același context, în același scenariu. De am șanse... Le-am dat, un... Le a... dat, Le dat și o idee. Să fiu altă dracu, dacă fac o conferință de presă și eu spun că m-am autopropus la CNN. Nu vorbesc serios. Da, corect. La CNN. Uite, la CNN, fac și plan, da? La Fox News, ca să nu... Nu, 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 am dat un exemplu, da? da? Ce puteți să ziceți? Dar pe Micia Joana ce l-a recomandat ca să fie secretar general la NATO? Acolo era, avea nevoie... Nu, la, acolo făcea parte din planul de președinție. Dar de... părute ce îl recomandă? A, el, e în lumea, e acolo. Adică în lumea... nu că în calitate de ălora. premier în coate, nimeni nu a spus în România. A fost în China mm. acum două zile. Marele Geac, dar dacă ajunge uh, Iohannis șef la NATO, ce mai spunem nu noi are doi? Nu să acum. Nu, dar mă întreb, dacă ar ajunge noi, ce spunem? Ce mai spunem? Eu spun că este proști. <laughs> nu, 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 spun că ar fi foarte grav. Încă o dată. Pentru că dacă el ajunge, înseamnă pentru toți președinții de acum încolo, pentru toți politrucii de acum încolo, că singura soluție este să fii slugă. Adică, dacă el ajunge mie, păi nu, nu, nu. Păi, nu. Acum văd o analiză a la Ion Cristoiu. Păi nu, păi nu, noi trebuie, să, noi trebuie să ne opunem din răsputeri. Unii noi și doi, fel. ce să Nu, de. am Ca dat Ca idee, nu. da. Pentru că Modelul ar fi ăsta, domnule, trebuie să fii slugă și atunci ai toate șansele să fii șef al unei instituții Nu uita că vine după alte două răspăți ticăloase. Care? Trabucel. A, mă, ce, la Curtea Europeană. Mă, i-a dat om, stai puțin, putea să fie acum profesor. Păi uite, și exemplu, un exemplu prost e ăsta, Trabucel. Că a fost slugă și l-au pus acolo. Păi nu și e codruța. A, nu, deci exemplele continuă. Păi dacă vine și ăsta... Al treilea exemplu major arată că slugile au întotdeauna șansă să le obțină un post important. ca să poți să fai un post important, trebuie să fii slugă în detrimentul României, să ne lămurim. Corect. Adică pe Victor Orban nu propune nimeni sau pe Erdogan, dar pe să-l propui, oare să nu e bine. Nu e bine, mai Pe -l Erdogan l unde să-l propună? Nu, am dat Sultan, un exemplu. Dar eșa. Victor Orban, de exemplu, dar da, putea da. fi propus ăla. Slovacul și așa mai departe. la Orban chiar că, chiar că e o personalitate. La ăsta, e a, a, a. Și mai intră cu o chestiune. Eu cred că totuși va fi pe undeva șef. Pentru că și în cazul lui Trabucel, dar și mai ales în cazul lui Codruța, a fost ceea ce se numește în servicii extracție. Asta trebuie să le extragă de ei să nu belim. Adică să fie salvat. Da, nu. Așa mea... cum a fost Codruța, a fost cum a da, fost cu Trabucel. Servi, serviz... Nici acum n-au dat documentul la semnat de Trabucel. Pentru serviciu se numește al extrage. Mm -hmm. Că dacă rămânea Codruța... Mă nu l-au mai extras. L-au extras pe jumătate. <laughs> da. Păi nu, că n-a intrat în pușcărie, dar i-au luat, i -au luat gradul, i-au luat funcția, i-au luat casa și acum, așa mai departe. depinde cu cine... Cine a lucrat acolo? Procurorul general îi cere lui Claus Iohannis avis pentru urmărirea penală a lui Ion Ilescu în dosarul Mineriadei. ce e cu România asta totuși? N-ar putea spune nimeni despre dumneavoastră că sunteți un apărător al lui Iescu, Din potrivă. Aș fi fost un adversar cam întotdeauna. Da. Și deci... de ce să se întâmple asta? Că trebuie să facă și ei ceva. E o prostie, pe e un om în vârstă. Nu știi? are 94 de ani, au trecut 35 de ani de acolo și dosarul a trebuit să o ia de la capăt. de înainte, stai Așa. să spun chestia fundamentală. Așa. Aici a avut dreptate un Octavian nu știi? Bun. Cum să nu? Ziar este excepțional. Da. El a scris în, în, cotidian un articol care mie, pe mine m-a pus pe gând. El spune așa. Codruța a preluat cazul ăla, da, cu Pfizer, da? Da, 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 da. Păi, păi nu, că el are dreptate. Păi dacă nu... Deci păi el... spune ce a zis întâi, că n-am citit. Păi el a spus în felul următor și are dreptate. Ce? Cazul era al procuraturii belgiene, da? Corect, și l-a luat de acolo. Păi da, și l-a luat să-l îngroape, n-ai înțeles? A, credeți că l-a luat să-l îngroape? Da, îngrope? Marius, da, păi... Pe... A, belgenii ar fi fost păi pe franceză... Nu și... conta. putea să meargă da. acolo, gata. Păi, dar la ora actuală, dacă vrei să aranjezi, este procuratura de la Sibiu, nu se închetează, da? Mm. Păi dacă vrei să, să ai sub control, tău, le-a parchetul general. Să credeți? închizi subiectul. Nu are. Nu. Hai, a, a, deci a luat o codruța să. Bă, moare, o moare, să închidă dosarul. Păi nu, deocamdată a anunțat. Băi, mai durează. A zis că e in rem. Mai obținem comandat Ursula până când începe. Hai, dragă, lui Bandise. Nu face nimic, <cute> mare stuf. <cute> Domnule ăsta îmi spuneți Deci nu, a fost cel mai că... prost procuror din istoria României și procuror de o colferă. Cine? Femeia asta nu a avut, nu are pic de talent. E mai mult decât atât, e mai rău decât atât. A făcut dosare la comandă pe bandă rulantă. Nu, numai, -a. -a spus și nu, profesor. nu, 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 În cărdășie, în colaborare cu șeful SRI, executiv cu Coldea. Și, și, și la Colde. comandă lui Băsescu. Stați, domne. Da, știu. Mult mai de dat. toate astea. și să-mi faci pasta eroină și să văd că nu știu câți vor să o voteze, deja ne mutăm în Bulgaria. Adică Băi, mă, nu, mă, nu mă, mut la Dinescu și trec în să la la... Care nuanță? O să ia... Yeah. Pe spate. Pluta, yeah s-a dus sau mai nu cum. Nu sunteți se... de acord cu ce am spus că nu înțeleg. Da, păi de azi eu leg de ce spui așa, tu, da? Așa. Tot ce a făcut ea nu a avut nimic profesionist. Absolut nimic. Păi da, dar este foarte important. Tocmai de aia fiind slab, că probabil că unul spune, bătă, Adică din punct așa. de vedere profesional nu poți să facă nici cel mai nu, slab. Nu, n -n, pentru că era, mai sub... era, venea Ultimul acolo, dosar. Venea da. col de dădea dosarul și pățesc că era de acord. Nu? La revedere, sănătate. Nu numai că dădea dosarul, de... a, da, îi dădea dosarul. A, da, de dea dosarul pe de întregul. Ne Bun, haideți să vorbim un pic și despre primăria Capitalei, că sunt așa de... stau într-o tensiune, că nu știu cu cine să înțelegeți. Iar, nu, dar nu, nu spune cu cine, că nu vreau să... Nu, nu, dar nu, 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 păi zi... nu, stau în tensiune de aia, nu, că nu... Să hai să luăm acum, păi, să un bilanț. Hai, în primul vine. rând a intrat Gușe, hai să începem cu Gușe. Că Gușe nu e ce fel de participant la competiția asta electorală. Odată că e susținut de aur, ceea ce înseamnă că la Enache e pa, adică... Oricum, nu l-a văzut nimeni, nu știe cum arată, nu avea niciun program. Orgușe nu mai e mai oricine. Niciodată nu știu cum e mai zis. E Nachea, chema. Și pe. mai cum. Păi <laughs> Pă, se... Deci, Mariană nu e Mariană Nachea. Deocamdată eu nu am... Uh, la o, am înțeles că acolo unul, Lulea, a zis că nu, că da. Este nu. sau ne e nu, candidat? Nu. Cosmina a spus că o să candideze. Eu... Mihai deci. Nachea, de așa. Deci... Poftimul... <laughs> Mare... Mi-a zis Maria în primul dată, dar mă rog. Deci, Așa. Ma marea problemă da. la ora actuală uh, au avea nevoie de o candidatură de genul ăsta, mm -hmm. Pentru că cu omul ăla nu avea nicio șansă. Da. Zero. Ce nu, uh, Guș are două mari avantaje îi spun pentru aur. Pe de o parte e, măcar, afișat suveranist, deci poate să folosească această. Nu, eu vorbesc serios. Solu corect. Și reprezintă, adică e un Dar candidat. Dar spunea peste tot, e că el candidat doctrinar. Da, pe și, ceea ce face Și Folosindu-se de campanie, poate să vorbească. Are de suveran... notorietate, poate să vorbească pe păi, așa spuneți. Deci, da, a doua este chiar e bun, adică. Poate la... să vorbească despre chestiuni legate de uh, doctrina. apropo da. de. USR, apropo de Uniunea Europeană și așa mai departe. Da, pentru că eu am pledat, eu am fost printre cei care am zis ar trebui, de, pentru că a, ori, m Mai Mă că această campanie, până pe 9 iunie, cine nu e în campanie e mort. Este mai importantă decât campania pentru prezidențiale. O să vezi că asta, campania pentru prezidențiale, se va face în așa fel încât nimeni nu știm că a fost. Probabil că da. Din mai multe, mereu, asta este teoria mea. La ora actuală, e prima dată când prezidențialele după 2004 sunt într-un în, într șir. Da? Da. În fiecare an, prezidențialele au fost separate, da? da. Și atunci toată lumea aștepta, nu știu, după 2008, să vină 2009, Băsescu, să discute. da? Anul acesta este după. Ea a doua, sunt ale două. Și foarte important sunt după primul șoc. Deci, nebunia românilor, plăcerea românilor de a juca, de a alege, că aici se va consuma. Se acum. regăsește la, la primăria se va... capitalei. Da, nu la se... alegerile pentru primăria capitalei. Primăria capitalei, că bătălia de aici domină toate celelalte. Mai sunt și alte localități, da? Nu se aude nimic, se exact. aude tot despre București. Doi, Una, așa. Nu, e foarte important și de-aia am zis că trebuie să aibă fiecare, să aibă o personalitate care să folosească această campanie. Cine nu e pe scenă, cine nu cântă până pe 9 iunie, nu există. ur nu exista, cu gușe este, nu știu are, nu are șanse și nici nu mă interesează. Mă interesează că acoperă această chestiune de campanie. Este suveranist. Deci vom avea... Doamne, un... în primul rând este la bătaie, Cosmin Guș. Da, vom mai auzi și noi că la Ienache spunea că nu știu ce el e specialist în bănci și bănci, nu băncile. În parcuri și parcuri... Și nu. în alei. Da. Mm -hmm. Și culmea este, culmea este că... Și acum ajungem la Șerul va avea și gușe în întreaga campanie bătrâni Va aduce dimensiunea politică Adică El va fi în stare să Îl atace pe ușor Pe teme userism. Care țin de USR De USR, de ăla, da Păi celor... ceilalți vorbeau numai despre tramvaie și Țevile de da. apă caldă Îl obligă pe Cârstoiu Să iasă și el cu Chiar dacă se dă independent Adică undeva dincolo la... A, de, e având și el, că e de-al nostru. Din popor. Nu, Gușa are și el ăla, vorbi, vorbește. Nu mai e Cârstoiu cu față de piedoni. E și el un fel de piedoni, e de acord că nu e. din ăla cu gălăgie, cu ăla, adică... Oricum, de, de unde fi... e Cosmin? De la toți. Dacă, dacă merge pe suveranism, ia de, e, la, toți. Ia de la toți, așa cum Aurea de la Inclusiv de la USR, nu cred. Nu-mi place. Acum, ce sunt alegătorii? Nu știu. Uh, rugămintea mea este... <laughs> Să nu Eu am jignit suficient de alegătorii, uh, pe bună dreptate. După ce l-au ales pe Băsescu de două ori, pe Iohannis de două ori, și așa mai departe, eu sunt sătul de alegători. Asta nu înseamnă că nu-mi plac alegătorii. Țin păi nu, foarte tare asta. că pentru alegători sunt aici în fiecare Marec, seară. Că de să lămurim. Noi mereu vorbim 30 de, unde de, ia. de ea. Cum? Noi trebuie să considerăm că poți să iei și de la cei care nu vin la vot până acum. Bun. Altă adică caracteristică a lucușei. Ce mai are? Întreabă pe, uh, Ana, da? În regie. Până care a fost participarea la locale, da? Acă a fost mai mică Păi nu, da, dar dacă anul acesta nu, Se anunța undeva la 26 Păi nu, dacă anul acesta are 70% Nu, Nu 70%. am dat un exemplu C O să crească, spuneți dumneavoastră, participarea Da, alocare. nu, și în acel condiții Nu mai întreb de unde ea, nu știu Din aia care vin mm. noi, știu eu e adevărat. Poate unii vor veni nu, Și dacă Și dacă intre și gușe, se animă bă Dar bătălie e totală da, adică... da, Pentru că fie. va interveni și Chestiunea politică, de doctrină atacuri legate de USR, de PSD, de PNL până la urmă. Da. Că asta va fi. Cred că Piedone va fi cel mai puțin atacat. Bun. Uh, hai să luăm pe ceilalți. Ce am văzut la ei până acum? Spunem amândoi. Piedone este egal cu el însuși. Adică face ceea ce știe să facă. Singur lucru. De, poți să notezi acolo? Da, șef. Notezi. Păi nu deci, dacă eu aș fi PSD PNL, da. ca așa e vorba la, da? da. Ca să-i dau o șansă lui Cristoiu, îl umflu pe piedone până cu o săptămână înainte de punere. Adică cum se porcul înainte de ajun. Nu, îl umflu și îl scot. Cum îl scot? Eu renunțe. Piedone? Eu așa... Asta păi va Eu va... ei puterea să facă asta? Au. Putea, să scrie înțelege. cu N sau cu mă? Cum? Umflă cum M sau cu cum M? -a m, -a m, -a m -a <laughs> eu, spun că... Stai puțin. Adică trebuie să-l scoată efectiv din cursă? Da. Nu se, poate să pleci el. A, și toți ia vor merge la Cristoiu. Păi eu ce spun? Nu, eu spun că... Dar e... să vă ia, la campanie strategie. Sună-l pe celălalt să-l deci ia pe Cristoiu cea la asta. Este mai strategie. bună mișcare. Uh -huh. Îl sună acum, așa. A, și... Uh, nu, să nu uităm încă un lucru. Piedonie reprezintă un partid. Da, dar e văzut na, mai na. mult ca independent. Păi și dacă, stai pe... noi, noi la ora actuală vorbim vorbe. Adevărații candidați îi vom ști pe 30 aprilie. Când s-au dus, da? Numai... Nu, deci... pe 8 mai se fac înscrierile. Pe 8 mai? Da. Bun, până pe Pe păi o... o lună înainte, da. Până pe Bob mai noi nu știm. Mm. Chiar și după mai el se poate retrage, da? nu e așa? Sigur că da. Bun, ai uitat chestia genială cu plânsul lui Băsescu? Cu puțin chel, cu ochii... Nu, nu, cu aia cu Solojan. Păi nu, de asta ceam. ăla, nu, chel. Nu, nu eu spun, mișcare. A fost genială? Da, bineînțeles. A fost genială. Au furat, au fost mișcare ca să fu... genială ca să da, fure. am văzut vă... prietenul noastră la prodemocrație, gata, s-au furat alegerile și au rezolvat. Cristoiu se poate retrage? Că cum vorbim, uite, ceea ce n-a vorbit nimeni. Care dintre ăștia se poate retrage? Căstoriu este cel mai vulnerabil dintre toți. Ca să fie retras. E ca fi o ploie în România. Am înțeles. Cristoiu se poate retrage? Nu, nu are cum. Doar, în primul rând, am înțeles că e foarte ambițios. Am înțeles că de prin noiembrie este. lasă doamne, și noi doi suntem Și La ce ne-a folosit? E foarte important. Așa, că prin, din noiembrie era în era joc de Glezne? Da, și că chiar vrea. Păi, da, dar nu e suficient să vrei, trebuie să și poți. Știu. Campania asta cu Metro, singur, cu toate alea... Eu te-am spus înainte de emisiune, am, toate, tot ce a făcut până acum am considerat că e o prostie, nu e o prostie. V-ați uh, Nu, nu mă uit, eu nu... Da, nu. da, da. Adică credeți că a căpătat notorietate? Păi tată a Eu, E ce? Da, Numai, nu mai mai nu, 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 da unde stai dacă să ne nu nu Mai întreb o dată de Enache Ana, vino cu acest spatele din studio. Enache este candidat Lumesc, aur da. al treilea partid al țării, nu e o ori, oarecare, da? E adevărat, da. Și cu toate de ce n-a făcut? A spus cineva. Deci, da, n-am înțeles nicio știe, nicio știe, toată lumea că a fost cu metrou? Da. da. E, nu ești gazetar, ba chiar mare, da? Știi ce înseamnă publicitatea da. negativă? Da, da, da. Nu. da. Ați reconsiderat ce a spus și eu m-am gândit și am zis, domnule cred că aveți dreptate. Da, lumea știe că a fost metrou. s-a urcat, două zile s-a vorbit că a fost el cu metrou, că era singur, că nu era singur, și contează mai puțin, a căpătat notorietate. Da. a aflat toți că a fost cu metrou și atunci, Da, nu, mai ales dacă... Uite, vă mai dă cineva dreptate, țineți-vă ideea, campania pentru președinte este în vacanță, august-septembrie, cu atât mai mult aveți dreptate. Da, continuați-vă ideea. Poate spune ceva interesant, cu toate că nu nu sunt convins. Nu a fost interesant până acum. Nu Bine mai să... știți de glumă pe nu. bune? Trebuie să le spunem. Continuam Noi suntem gazetari, da? da? Și știm că cea mai bună campanie... Nu, ca lumea să afle, da? Da. Bun. Uh, uh, stai puțin. Zici. Stă, ai date... ai nu, ai furat un nu, măr. Ascultați-mă pe nu, mine. Nu, nu, ascult. nu le dăm exemple nu, nu, stai să Dau un exemplu ăsta. Băsescu a devenit candidat cu o lună înainte de alegeri și a câștigat. Cu o lună înainte. Sigur că avea ceva în autoritate. Dar această mișcare, pe care nu știu cine a pus-o la cale... L-a făcut, nu mai contează cum, că au furat, că n-au furat, că au anunțat că fără președinte. Hai le predăm o lecție de gazetă. asta cu mărul, da. Mărul că deci este foarte important. Eu fur un măr, da? Da. Și zic fur pentru că am argumente, că mi-a fost foame, că sunt săracutare, da? Dacă toată presa mă dă și mă condamnă... <coughs> Toată lumea află că am furat un măr. Dacă nu dă, n-am furat. Și atunci, dintre toți cei care au aflat, un sfert zice, bă, dar bine a făcut. Da, pentru că intervine și victimizarea săracul, n avea ce să mănânce, da. uite, a furat un măr, face, a furat un... Dacă presa, dacă nu se dădea nimic, 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 hmm. nici nu știam că a fost Bun, cu care sunt șansele lui Eu cred că ei în continuare merg pe varianta pe aceasta. Pe de-o parte, cred că păstrează ca a tu retragerea lui Piedone, adică... Adică PSD și PNL. Da. Nu, și ce să-i dea la schimb? Nu, și baza militară de la... Și ce să-i dea la schimb? Nu știu, lui Piedone e să-i dai. Așa. Adică la Cristoi e mai greu. nu e așa? Nu știu, și eu zic. Și se bazează încă o dată. Eu mereu spun și am văzut că o dată. Domnule, eu cred că sunt... au reluat textul meu încă o dată. Da. Atenție, că acum spun fundația și în urmă video. Marea problemă a alegerilor din acesta an nu reprezintă cine câștigă, cine pierde, reprezintă să reziste coaliția. Da? Corect. Pentru asta există un interes planetar. Planetar. Da, mă, nu, 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 Strategic, strategic. strategic la nivelul. Da, mă rog. Mai ales tu că. Într planetar, Ca să mă rog. înțelegi, nu tu, să înțeleagă telespectatorii ce înseamnă interes, ce înseamnă nou context. Noi suntem într-o altă lume în anul acesta. Așa e. Care e determinată de războiul din Ucraina, de faptul că Occidentul nu vrea să pierdă, rușii nu vor să pierde. Da? Mm. Deci noi, noi trăim acum. Nici Iar România nu. este. Înainte, o poziție strategică. Ca să înțelege. Da. Noi trăim o realitate cum nu a mai trăit nimeni bun. O realitate în care vine președintele Franței și spune că el trimite trupe și nu trebuie nimeni. Deci, dacă e atât de mare interesul pentru acest război, încât președintele Franței zice că vrea să trimită trupe, presupunând că vor fi măcelărite, de ce nu ar fi Posibil ca marele puteri să facă orice ca să reziste coaliția. Sunt câteva chestiuni dacă. În primul rând, în primul rând de ce trebuie să reziste coaliția? Este Bulgaria. Deci, faptul că acolo s-a dat peste cap că vin alegeri, e, e, este o țară care are 400 de kilometri cu Ucraina, da? Și la, la care. Fiind și PSD și PNL, n-ai niciun partid care să se opună. Mai ți minte, în timpul de agresiune împotriva Iugoslaviei, cât de greu a fost să pună mâna pe PSD, care era în opoziție. Dacă PSD-ul ar fi acum în opoziție, mh, nu știi, trebuie să negociezi. Deci e nevoie de stabilitate. Prin asta a fost prin și PSD-ul. Deci scopul principal al acestei coaliții, al marilor puteri, este să. Să aibă PSD-ul ostatec. Adică, de la PSD te-ai putea aștepta. Păi este e la putere ostatec. Adică... Păi, pe, pe asta am zis-o, în sfârșit, este da. o chestie genială. El e la putere, nu eu vreau să tot. Așa, te... mai departe. Văd că e foarte mult. -vă, vă ascult până la capăt. Această teză, care nu e. E intuiția mea. Da. Și atunci, ai nevoie. Războiul nu se termină. E clar că el escaladează, pentru că nimeni nu vrea să cedeze. Și atunci ai nevoie de președinte de o înțelegere garantată de cineva în așa fel încât Ciucă va fi președinte și premier va fi Ciolacu. Deci este foarte important să face totul ca să-i în termenul Ceaușescu pentru ca cea mai mare pericol pentru coaliția să existe asta există stabilitate, coaliția să rămână în continuare la putere... Nu, deci mai ales, Aveam o coaliție, da. da. Stai. E, nu, PSD-PNL, da. Nu, stai. PSD, PNL, da? Mm. Dacă anul ăsta nu era nicio alegere, era o problemă. Deci anul acesta această coaliție este ca o căznicie care trece printr-o furtună, da? Prin mai multe furtuni, da. Prin mai multe, acum se trece prin furtună și scopul principal este să rămână întreagă coaliția. După toate aceste furtune, adică imaginează, după toate aceste rânduri de alegeri. Deci imaginează că la București nu era candidat unic, da? da. Păi firea da. se bătea cu PNL, cu PSD, de se rupea. De aici. Mm. Și atunci acesta este scopul. Mm. Și în aceste condiții, alegerile locale, acum ei, și ei fac și un alt exercițiu. În ce măsură armatele, Că și noi știm foarte bine, de 30 de ani știm că în cazul alegerilor se întâmplă felul următor. Vin activiști din casă în casă, da, la găge, da. În ce măsură cele două armate vor ieși și vor vota. Vor ieși și vor adică vota în... și un exercițiu pentru alegerile prezidențiale. Întrebarea mea este felul da. următor. Și o pun și ție. Avem 9 iunie, da? Da. Cetățeanul primește mai multe... Buletinele da. de vot. Unu, este cel cu europarlamentari. Și acolo este așa, PSD plus PNL, da? Da. Politic, da? Alianță. După asta, nu știu, depinde cum a fost pusă ordinea. Deci, aur. Păi dreapta a unit, aur, da. Omul psd s a fost scos din casă de activ, da? Pune stampila la PSD-PNL? O pune, că de-aia a ieșit, da? Bun. La Consiliul Local, la fel, PSD plus PNL, pune și vine marea întrebare și vom vedea, ajunge la Cristoiu, care scrie independent, sprijinit vedem de... în ce măsură cât îl votează pe Cristoiu. Da, adică în ce măsură, de -aia este un exercițiu pentru prezidențiale, în ce măsură ăla care a ieșit din casă ca să voteze PSD, PNL, va înghiți și stâlpul porții. Mm -hmm. Aia e temă. Adică ei spun așa, vom putea impune ca masă, adică când vor fi prezidențiale și vine și nu vreau mă păciu că zice psd ul Dar dacă la locale se dovedește chestia asta, zice... Că este votat candidatul comun, atunci și la prezidențiale și, e și posibil. nu contează cine e candidat. Vreți, vreți, anali vreți da, da, vreți analiza mea pe capitală? Da. Un minut, după aia o trecem. Știu, nu ești de acord cu Nicușor, da. Ziterul. nu am spus-o, că încă nu vă încerc pe... Deci eu cred că piedone, într-adevăr, poate să fie un iepuroi, nu un iepure, și că poate să fie retras de partenerul strategic. Că, nu? Cam la nivelul ăla poate să-l retragă, să îi pe piedone, spune, uite, americanii, stabilitate, avem nevoie de asta și așa mai departe, da? Deci piedone se poate retrage ca să-i facă loc lui? Cârstoiu. Lui Cristoiu, profesor doctor. Cosmin Gușe, da? Un candidat redutabil da. care să vă bate, da. cum să zic, nu aș spune de la egal la egal, cu mai multă experiență decât, da, știu decât ăștia. Are experiență și în presă, și în politică. Adică a fost la nivelul ăsta. A avut și partidul lui. Da. A mai fost candidat la capitală. Adică da. este cel mai combatant dintre de ei, dacă Ei Eu cred că și Cosmin, la un moment dat se poate retrage. Da, dar nu, poate, dar nu, strică cu nimic. Nu, 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 strică cu nimic. Se poate, Impotriva. se poate retrage dacă Piedone mai este în cursă. Și să-i spune, domnule, decât să câștige Nicușor Dan, dușmanul nostru al, al aur, mai bine să câștige Piedone. Trei, eu cred că și, și Cristoiu se poate retrage. Dacă, ascultați-mă un pic, da. Nu, el se poate retrage o persoană fizică împotriva partenerului strategic, împotriva cu ciucă și a cui vreți. Pentru că dacă el vede că nu este sprijinit, că această mașinărie sau cele două mașinării, PSD și PNL, nu îl sprijină, nu sunt cu adevărat în spatele lui și el este doar candidatul lor pe hârtie, s-ar putea retrage. Greșești. Eu am spus analiza mea. Da, Singurul candidat care nu se va retrage, știți cine, Nicușor Nicu Dan. Greșește, spun de... Nicu Paris, noi. cum îi spunem noi... Nu, stai puțin, îți spun o greșeală, îți spun câteva la asta. Așa. Cosmin Gușe nu are, po se poate retrage fără nicio problemă, pentru că misiunea lui se Mulțumesc. termină pe 9 iunie. Mulțumesc. Nu, nu ascultă, da. se 9 iunie, misiunea lui și pentru el câștigă, misiunea lui și al este ca până pe 9 iunie să existe aur și suveranismul. Exact. Pentru că el poate să aducă în discuțiile și despre București chestia cu suveranismul, nu știu, cu familia, cu biserica, ce o fi, da? Mm -hmm. Doi. Ai dreptate. În cazul lui Piedoni, spun că se poate retrage nu în sensul că el ar fi oportunist, ci că este fiul ploi. El nu are. El nimănui. Nu. Baza militară. Dacă -are, -are baza nu militar. asta, are. Nu are baza militară. Mare ales că să ne Nu, noi nu până acum mi a dat dreptate în tot ce am spus. Nu că nu că arăt. E poliții, nu sunt ai noștri. Nu ai lor, baza militară, am spus. Da, așa e, da. Lasă că și la noi să e infectată toată presa și toată scena politică și toate instituțiile statului de securiști. Presa nu cu mai o paranteză vine. că mă enervez. Da. Nu No, trei sferturi din ce se întâmplă în România nu are nicio legătură cu ai noștri. Că am spus. Ești de acord că da? Dacă... Baza, am zis, nu numai baza asta, de da? la Poți, lu poate lucra unul de la CIA, da? Nu tatum, se poate duce tatum, și tatum... el. Nu se poate duce și Total, el, total da? de acord. Numai că cei care slujesc și sunt la dispoziția lor sunt securiștii dumneavoastră. Deci din România, asta am spus. Dar că ei hotărăsc Dar și ei în... fac, nu, n -ai înțeles. Aia ei hotărăsc... Persoane... În... Nu, trebuie să hotărăști. Poate să vină un ofițer CIA și în persoană. păi am spus că hotărăsc că ea de la CIA. Da. Proporție dar de 80 să n-ascultați. Nu, nu spune înainte. Probabil că sunt și aici și ei fac. A, ca să nu. A, a, Pentru a. că ei sunt unii mai proști și execută ei. Ei dau ordinul și ei execută. Că le-e teamă că aia să nu greșească. Dar nu e de proști. Și eu aș face. Mare că Poate să păi, fie. Dumneavoastră sunteți obișnuiți să faceți. Că conduceți un ziar okay. și să faceți pe toate. Nu că e foarte important. Hai că ne certăm degeaba, nu, mai departe. Numai, nu mai cert. Că vreau să dezvoluie acest lucru, da? Care? Dintre agenții străini sunt cei cu o... Bă, de la ambasade, pe care îi știm. Și unii care că... muncesc efectiv. Și unii nu. Și unii care sunt sub acoperire, da? Da. Poți fi sub acoperire de jurnalist român, unul de la CIA? Bineînțeles Bun. că da. Se poate duce la piedone? Da. În calitate de jurnalist? Sigur că da. P deci poate să-i Bun, că. apropo de gușă, că mai e o chestie. Condiția pe care i-a pus-o lui Simeon confirmă tot scenariul dumneavoastră. Condiția ca să candideze la primăria capitală este ca Simeon să candideze da, la președinția României. E Bun. Ce, ce șan... anunțe de pe acum. Ce șase dat? Pe asta, ce Așa îi dați? Deci. Așa, eu. Din datele pe care le am eu, este un om Dar care... de unde primiți dumneavoastră Nu știu, am întrebat și eu, oameni, că le știu, că cine Așa. Deși am și o problemă cu oasele, nu mă duc la ea. Da. Bun. Așa. Mai ales că e foarte important în lucrul ăsta. Bineînțeles că vă ascult, dar trebuie să vă mai tachinez ca așa sunteți în formă, așa. Deci, Cristoiu nu e Cristoiu. E foarte important. Clar, așa trebuia să înceapă campania. Da. Nu, Doamne, nu, 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 cristoiu, nu, Nu, mă cheamă Cristoiu, nu, Cristoiu. Da. Cristoiu, dacă eu văd că ăia încearcă, răstorn masă. A, corect. Plec, da. El nu poate să facă asta. Nu e genul. Adică... Domne, nu e, eu știu pe Cristoiu. Nu e, eu nu că tare. Nu că tare, da. Și el nu. încă nu și-a arătat pentru că nu are program, încă n-a spus nimic. Dacă nu, nu eu Dar că Cristoiu nu e. Nu, adică... e, am zis, nu am zis că e, nu, căta, am zis că nu e omul care... Să răstoarne dată... masa. Asta nu. Da. E adevărat. Nu odată intrat pe asta, poate da, da, da. ce a acceptat, adică eu pot să accept cu o candidat. În momentul în care ai acceptat, ai acceptat și să nu răstor masa. Păi, păi vezi. Pentru însuși. că, băi, te-am luat de pe stradă, mă rog, vorba vine. Dar că da, este da. și profesor, este și. Da, așa vine vorba, și te-am făcut candidatul de primelor, păi primelor stă... două partide. Păi, da, primelor ce drag, cum două partide. Eu vreau să mă fac și pe mine. Nu, mă, nu. Eu vreau să fiu cunoscut la mine în cartier. Bun. Am ajuns la. Cristoi. mai aveți ceva de spus despre el? Nu. Nicu cu Paris. Nicușor Dan n-are cum să renunțe de multe. Asta mai. e clar. Am zis că e singurul care aici stă de acord. Da. Și câștigă? Depinde de jocurile. Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Nu mm -hmm. am cum. E, pleacă ca și cel de la Istanbul cu prima șansă pentru că e primar în exercițiu mai. Păi și ce-a făcut ca primar în exercițiu? Mai Iar începe. Nu știu, mă, am zis... Te rog frumos, tu m-ai întrebat ca la fotbal. Moare. Când nu întreb ce a făcut cu Paris, moare. Așa. Este ca și cu alea care au scris pe Facebook, că aș de-abia așteaptă să ne bată Ucraina la campionat, că ei sunt cu Zelenski, nu cu noi. Cine a spus asta? Te feliste. Cu tofele. Și ce pretenții aveți de la... Ei, ce că loc... țin cu Ucraina, nu să țină cu România. S -s -s România. Și în general să țină cu cine mai puțin Zice, cu mai România. de la mine? Of, mai aveam ceva? Războiul din Ucraina. Că de la el pleacă tot și toate. Am văzut că au mai cerut 100 de miliarde de la NATO de data asta. Că nu dau americanii. Sunt aici, n-am plecat nimic, aici, nu m-am mișcat. Nu, Doar sigur. dau senzația că am sunt mișcat. Am făcut așa pentru că. Am văzut. Am, încerc să apară articole. Cum era, cum ziceau aia în filmul ăla, ne-au făcut-o, da? V-am trimis două. 20... Articole în care spune că e posibil să ajungă la arma nucleară, strategică nu. măcar. Da, nu e articole care zice și ce mă, care, care e problema. Da. <laughs> Am vorbit minute, mai întâi, nici nu, noi nu ne imaginăm unde s-a ajuns. Adică în momentul în care președinte al Franței, mai ales că în Franța sunt tineri, nu sunt în România. În România suntem toți. De la Găgești mă duc, da? Îmi iau valiza. În Franța, unde sunt toți aia, transgenderi, ce vrei, cu cafenele, cu ala, și nimeni nu zice, bă, Macron ești nebun? dă două palme și stai cu jos. Să mă, duc, da. mă, să mor. Nu, Pentru cine? Mă... Pentru ce? Nu mai ales că și încă o dată este, ești... eu sunt uluit, bănesc că Ce să cauți? Ce legătură este între Franța ca să trimis trupe și războiul de acolo? Ai, arme înțeleg. Adică nu vă legătura. E provincia... Arme, bani și așa mai departe, departe. Dar da. este, este, revoltător. E provincia Franței. E Ucraina, componenta Franței. E o, e o ale... Nu. Nu înțeleg ce a apucat. Adică eu dacă aș... Aia zic că... Tu nu te unde am ajuns că nimeni de un... acea nenorocită de Franță nu zice. Bă, oameni buni. Bă, Macron, domnul președinte. Spuneți-mi și mie care argumentul ca eu să mă duc să mor, că mori. Să mor la Bahmut. Dar puteți că domnesc trebuie să acolo să mănânce și să-ți fac cafele. Poate nu știu. Nu se joacă bili bocci. Corect. Am înțeles, dacă bili ce nu, nu știu da se... Dacă ei atacau și luau Totu -mă Lorena. Totul de acord, da. înțeleg de dar mă duc acolo, de ce nu de ce acolo și nu? Da, da, da și pare o chestie care a devenit normală păi faptul astfel, că astfel, francezii vor să trimită soldați în, în Ucraina. În nu, păi eu, chiar păi dacă nu, mai... Nu, da, Asta, la țară, da, până la până... da, Lucruri care erau anormale, da? Mai că cum să bombardezi un consulat, nu înțelegi că nu există în în e lume? E adevărat. În fruntea rețelei de frauda banilor UE din fondurile PNRR se află un coplu format dintr-un italian și un cetățean ucrainian. Păi, ce, ce ai, ați făcut, domnule? Ținufură. 22 de persoane au fost arestate pentru frauda fondului UE COVID de 600 de milioane de euro. Oamenii au fost arestați în Italia, Austria, România și Slovacia. Ca parte a represiunii împotriva celor suspectați că au colectat fonduri financiare pentru recuperarea da. -ai recuperarea cu Ia spune cu calea ferată. Ferat. Care calea ferat? a, aia cu cherciu? Nu mai, tare. Numai. uite, asta Ea mi se pare ce... tare. Domnule, puteți să-mi explicați? Ce? Eu am crezut că Stoltenberg ăsta, dar mă rog, și vorba dumneavoastră. Și ăia sunt niște, politici, niște politruci pe care noi îi vedem, îi umplăm cu pompa și nu știu el ce. Bode. Dar acum zice păi și Anthony... Niciuna. Și Antony Blinken, zice și Stoltenberg, Ucraina va deveni membră NATO. Da. Cum va deveni Ucraina membră Păi și cum să se ducă francizii să moară? Păi nu, dar cum va deveni membră NATO? Puteți să-mi explicați? Nu știu. Ucraina va deveni membra NATO. Scopul nostru la, la summit, că e summit acum, este să contribuim la construirea unei punți către această aderare. Cum intră Ucraina în NATO? Mie puteți să-mi spuneți? Declară că intră în NATO. Cum intră, domnule? Acum cu ce intră în NATO? Acum cinci Că nu Am... poți să intri în NATO când ești Max. în război. Hai să punem un motto la aceste emisiuni. Așa. Eu trăim într-o lume unde tot ce era imposibil e posibil. A, corect. Asta, Asta este foarte e bună de important. închidere. Nu, dar vorbesc încoate, mă e întorc, Marius. Așa este. Nu se există în istoria omenirii. Deci, ambasada da? e sacră, e clădire sacră. Ah, da? că faptul că au bombardat acolo. Și reacționează păi nu reacționează mai nimeni. Bun, hai că aveți treabă. Unde Vă fac reclamă, unde vă duceți? Nu știu acum, mă duc la canal 3. Canal 3. 3. În curând, pe micile ecrane, și pe, pe YouTube, ochelari Progresivi, da. Ion Cristoi, o nouă apariție, o nouă prezență, o nouă pereche de ochelari la Alexandru Ducanu. Canal 33. Da, sunt băiat de treabă sau nu? Da, noroc că... Vă fac reclamă. Noroc că s-am scris că, că altfel trebuie cu ziua. Cine? Ajungeam la Cristoiu cu oasele, cam. Ce? A, ah. că îi păi spuneți, ai plângeți-vă că sunteți bătrâni. No, nu, mă. Că vă doare osul, da, că nu. aveți care are troză, nu are nimic. Sărac. Trebuie să joc și eu. Bă, nu, jucat, dar câștiga și câștigați. Jucați de ce? și câștigați. Păi ce mă ceriți, să vă săracu, vai de capul meu, de mine. Nu mai am un ban să trec stradă. A fost de eu în Cristoiu în această -am seară. Mă forță. <laughs> ne vedem luni seara. Până atunci, până atunci, cine-ți aproape.